Este informația momentului, doamnelor și domnilor, un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky tocmai a declarat că țara este pregătită, atenție, să țină imediat discuții de încetare a focului și de pace cu Rusia. În aceste momente, cele două părți se consultă în privința stabilirii locului și momentului în care să înceapă negocierile. L-am văzut și pe președintele ucrainean spunând și vorbind despre aceste lucruri, despre eventuale negocieri cu Rusia. De asemenea, președintele Vladimir Putin a avut și el o reacție cu privire la acest lucru după acel telefon și acea convorbire pe care a avut-o cu președintele Chinei. Este posibil așadar să avem în orele următoare aceste negocieri între Vladimir Putin și liderii ucrainieni. O să vedeți toate aceste lucruri, de asemenea imagini. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că este un demers în premier al site-ului Antena3.ro. Colegii noștri pun la dispoziție informații actualizate permanent în pagina principală a site-ului pentru ucrainienii care ajung în România. Pe www.antena3.ro, vizitatorii pot accesa articolul în